S-a cântat printre primele cântări, înainte să înceapă adunarea, cântarea 318. C-am strigat spre tine, Doamne, și m-ai ascultat. Bucuria și lumina fericit mi-ai dat. Cum să tac, o cum când vine lumii întregi să spun? Cât de bun ai fost cu mine, cât, o cât de bun. S-a mai cântat o cântare, o ce mare e minunea. Dragi frați și surori, dorim să mulțumim Domnului. Și parcă am dorit să mulțumim Domnului, nu numai cu buzele acestea, ci am dorit să mulțumim Lui cu inimile noastre, să le aducem înaintea Lui și să le pregătim pentru El, ca El să-și poată revărsa din darurile Lui, din harul Lui și din bunătatea Lui. Trăim astăzi parcă o minune pentru ochii care îl iubesc pe Domnul Iisus, pentru ochii care îl caută pe El neîncetat. Astăzi trăim o minune. Și de aceea mulțumim Lui din toată inima noastră și dorim ca El, ca Duhul Lui să fie peste adunarea aceasta. Un cuvânt din Ioan 15, versetul 20, spune Domnul Iisus, aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o. Robul nu este mai mare decât stăpânul. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu, și pe al vostru îl vor păzi. Aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o. Parcă la aceste cuvinte ale Domnului Iisus, m-am dus la versetul 23, din capitolul 14, tot din Ioan. Aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Iată, trăim aceste clipe împreună atât de scumpe și minunate. Și dorim ca să ne apropiem inimile de Domnul Iisus. Să-L putem primi pe El și să-L putem iubi. Ca El să vină în mijlocul nostru și să ne bucure și să ne mângâie cu prezența Lui. Un alt cuvânt din Evanghelia Sfântului Ioan, capitolul 8, versetul 28. Tot cuvintele Domnului Iisus, parcă tot la același gând, mi se îndreaptă mintea la acel verset, aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o. Acest cuvânt al Domnului este plin de aceste cuvinte, de aceste vorbe ale Domnului Iisus, pe care El mi le repetă mereu și mereu, în adunările noastre, cu orice prilej, cuvântul acesta, vorba Lui, caută să pătrundă în inimile noastre, caută să sfințească inimile noastre, caută să curățească inimile noastre, ca să ne putem apropia de El, ca să ne putem apropia unii de alții și împreună să ne putem pregăti pentru venirea Lui, pentru scumpa Lui venire pe norii cerului. Și spune versetul 28, Iisus deci le-a zis, când veți înălța pe Fiul omului, atunci veți cunoaște că Eu sunt. Când veți înălța pe Fiul omului. Dragi frați și surori, noi știm atât de bine că Părintele nostru scump și drag, El nu a știut să înalțe altceva. El nu a dorit în mijlocul nostru altceva
El nu a dorit în inimile noastre altceva decât pe Domnul Iisus, ca El să troneze pe inimile noastre. Și spune Părintele Iosif, chiar la începutul cărții, oglinda inimii omului, că punctul cel din tâi și cel mai însemnat și cel mai înalt este Golgota, este jertfa Mântuitorului. Punctul cel din tâi este jertfa Mântuitorului. Și spune el în continuare că după Golgota, în al doilea rând, inima este centrul vieții și mântuirii noastre sufletești. Spre inima noastră se îndreaptă Domnul Iisus și Duhul Domnului. Spre inima noastră se îndreaptă această dragoste ca să o pregătească, ca să o împrednicească pentru întâlnirea cu El. Și un cuvânt din istoria unei jertfe, volumul 1, ultimul capitol, câteva rânduri aș vrea să citesc. Părintele Iosif a primit scânteia din cer și prin el mi s-a dat și nouă. Întâi l-au ascultat alții și nu noi. Aceia au fost părinții și frații noștri. Și ce minunată a fost ascultarea lor! Și ce minunată a fost ascultarea lor! Ei au venit cu dragă inimă în jurul trimisului ceresc. Ei au venit cu dragă inimă. Această exprimare atât de frumoasă, atât de minunată, m-a dus cu gândul la un verset din Vechiul Testament, care are aceleași cuvinte. Ei au venit cu dragă inimă în jurul trimisului ceresc, în jurul Părintelui Iosif. În 1 Cronici, capitolul 29, două versete, începând cu versetul 8. Cei ce aveau pietre scumpe le-au dat pentru vistieria casei Domnului și în mâinile lui Iehiel, Gershonitul. Poporul s-a bucurat de darurile lor de bună voie, că și le dădeau cu dragă inimă Domnului și împăratul David de asemenea s-a bucurat mult. Poporul s-a bucurat de darurile lor de bună voie, că și le dădeau cu dragă inimă Domnului. Părintele Iosif a fost cel care a înălțat acest nume atât de scump al Domnului Iisus. Și cei care l-au primit, frații noștri, bunicii, străbunicii noștri, ei au venit cu dragă inimă în jurul trimisului ceresc. Ei au fost martorii patimilor și ai bucuriilor din primii ani. Au pus umărul la primele sarcini. Au sângerat pentru primele izbânzi. Au cântat pentru primele bucurii. Ce limpede vedeau ei ținta. Ce limpede vedeau ei ținta. Iată, parcă în aceste momente, la acest praznic la care ne-am adunat fiecare, și cred că am venit cu dragă inimă. Căci dacă nu am venit cu dragă inimă, casa nu ar fi fost atât de plină. Și dorim ca nu numai numărul nostru să fie mare, nu numai ca și casa aceasta să fie plină de trupurile acestea, ci am dorit ca casa aceasta să fie umplută de slava Domnului Iisus. Este un alt verset în 2 Cronici, începând cu capitolul 7, versetul 1. O stare atât de înaltă și iată, ne amintim între noi, ne îndemnăm cu aceste cuvinte. Nu că am ajuns la starea aceasta atât de înaltă și minunată, dar dorim ca Domnul Iisus să crească în inimile noastre. Dorim ca Duhul Lui Cel Sfânt să sufle peste adunarea aceasta, ca să putem avea bucuria de plină. Și spune versetul 1, când și-a isprăvit Solomon rugăciunea,
S-a coborât foc din cer și a mistuit arderele tot și jertfele. Și slava Domnului a umplut casa. Și slava Domnului a umplut casa. Parcă gândul acesta, dorința aceasta să fie pe inimile noastre, ca împreună să ne putem apropia inimile și să putem păși înainte. Ne aflăm, așa cum s-a amintit de multe ori, în anul trecut și la începutul acestui an, la această vârstă de 100 de ani de oaste, spune fratele Traian, tot în sfârșitul volumului 1, trei rânduri atât de frumoase, și spune el, de la popasul celor 50 de ani, iată, astăzi suntem la dublul acestor ani, de la popasul celor 50 de ani, să privim înapoi spre popasul primilor 10 ani și în lumina Lui să ne vedem starea, să ne vedem starea noastră de azi și în cutremurul Lui să luăm hotărâri pe care să le împlinim. Dorim ca să ne apropiem și noi de părinții noștri care s-au apropiat de Părintele Iosif cu dragă inimă, ca El, așa cum au făcut ei, să putem face și noi, să ne dăm toate silințele, am plinit cuvântul acesta minunat. Suntem la adunare de tineret și ne bucurăm împreună. Noi, cei mai tineri, nu avem nicio greutate, nicio povară. Nu știm cum s-a purtat greul acestei lucrări. Și parcă pe linia aceasta, un gând al fratelui Popa Petru de la Batiz, înstrânge sfârmiturile, îndemn și sfaturi pentru tine, se numește vorbirea lui. Și vis-a-vis de această greutate care apasă, și spune el către tineri în felul următor, această slujbă, iubiților, apasă ca mâine pe umerii frăților voastre. Astăzi vă bucurați de o întâlnire, astăzi vă bucurați de o cântare, azi vă bucurați de o propovăduire sau de un demn frumos. Însă, ca mâine, va ajunge să apese pe umerii unora dintre voi aceste greutăți. Întăriți-vă puterile, așa cum le spunea o rânduinică puișorilor ei. Iar-și făcuse cuib sub preașnea unei case și hrănindu-i mereu, când puișorii au început să le crească aripile, mama lor le spunea, dragi copilași, dragii mei puișori, mâncați și întăriți-vă, să vă întăriți aripioarele voastre, întăriți-vă trupurile voastre, căci ca mâine, noi va trebui să pornim pe o cale lungă, lungă, și ne trebuie sănătate de plină, ca să putem ajunge în țara spre care mergem. Dar în puișorul acesta era un puișor care nu avea putere. Aripile lui nu i s-au întărit și nu puteau să zboare. Cât s-a trudit beata rântunică să-ți ajute puiul să îi se întărească aripile, dar n-a putut. Iată că toate sfaturile mamei a venit, iată că după toate sfaturile mamei a venit o toamnă răcoroasă în care trebuia să-și pregătească puișorii de plecare. Spre țara aceea, cu câtă durere s-a despărțit mama de acest puișor, când, cu toți puișorii, ea și-a luat zborul spre alte țări. El striga în urmă, mamă, fraților, nu mă lăsați, luați-mă cu voi, nu mă lăsați aici. Dar ce putea să facă beata mamă și ce puteau să facă bieții frățiori pentru el? Ei și-au luat zborul, iar puișorul acesta a rămas și a murit în frig mai târziu. Dragi frați și surori, ne aflăm în lucrarea aceasta minunată, care ne-a purtat și pe noi ca o mamă dulce și scumpă,
Ne-a purtat de brațe de rugăciune prin frații noștri. Ne-a purtat prin cântări. Ne-a purtat din atâtea stări și ne-a mânviat în atâtea stări. De aceea parcă să căutăm să ne întărim inimile noastre. Să căutăm să ne apropiem de Domnul Iisus. Ca prin El și doar cu El să putem răzbi în lumea aceasta. Aș vrea să închei cu câteva rânduri ale Părintelui Iosif. Și spune, articolul se numește Numele lui Iisus. Acest nume atât de scump, pe care El l-a iubit atât de mult și l-a prețuit atât de mult. Și nu a dorit ca în inimile noastre să fie nimic altceva decât dragostea Lui. Și spune, Numele lui Iisus e lumina credinței în bezna rătăcirilor. E calea, adevărul și viața noastră. Ce dulce nume pe buze! Cu acest dulce nume pe buze ne înfățișăm în fața dreptului judecător. Și cu puterea Lui ne dăjduim de la acela milă, îndurare și viață veșnică. Cu acest dulce nume pe buze ne înfățișăm în fața dreptului judecător. Are tot Părintele Iosif un gând atât de minunat. În una din întâlcuirile la Evangheliile de peste an, deci la înfricoșata judecată, și spune el, când Domnul Iisus va veni pe norii cerului, va fi un vuiet puternic. Dar dintr-o dată, în acest vuiet, se va face o liniște de plină. Atunci se vor deschide cărțile. Și Părintele Iosif, înfiorat, spune că îngerul începe să citească. Și iată că rostește chiar numele meu. Și începe a se înșira păcatele de care eu uitasem. Atât de multe se adunau încât atât de grea era povara. Și spune el atât de minunat, se aude un glas, un glas dulce care spune, nu te teme, nu te teme. Și Părintele Iosif recunoaște acest glas și are el ca o exclamație, este scumpul și dulcele meu Mântuitor. Iată, dragi frați și surori, în ziua judecății, în ziua venirii Domnului Iisus, doar acest nume atât de scump și dulce, dacă îl vom iubi de pe acest pământ, dacă îl vom prețui, dacă ne vom îndrepta viețile după pilda vieții Lui pe acest pământ, El va fi salvarea noastră. El va fi singurul mijlocitor înaintea dreptății lui Dumnezeu. Nu te teme! Nu te teme! Iisus, Iisus, ce dulce și scump nume! Mai scump, mai dulce, mai presus, mai drag ca orice nume. Aceasta să ne rămână și nouă, ca pe o solie, pe care Părintele Iosif a înălțat-o atât de mult. Și cum spune el, ce am avut lumii de spus, am spus. Și se aseamănă el cu acel soldat francez care pe câmpul de luptă, cu solia în mână, izbite, gloanțe, și spune el, ce să fac? Și moare, ridic mâna și țin solia aceasta în sus, ca cel care va veni și o va vedea să o poată lua. De aceea să ne lipim și noi inimile de Domnul Iisus. Amin. Slăviți să fie Domnul!